Cei care nu mă cunosc, numele meu este Ana Marie, iar în acest video aș dori să vă învăț câteva tipsuri cum să ai grijă de părul tău acasă. Ați cheltuit până în prezent mulți bani pe produse pentru îngrijirea părului, chiar și pe medicamente sau diferite alte resurse pentru a ajuta la creșterea părului, însă nimic nu a dat roade. În acest video aș dori să vă arăt cum am eu grijă acasă de părul meu și cum a crescut de la așa. Până la așa. În regulă. Pentru un început, vom începe cu tratamentele uleioase pe care le folosesc. Primul tratament pe care îl folosesc este uleiul de măsline. Acesta îl aplic doar la rădăcina firului de păr. Încerc să las toate produsele într-un interval până la 4 ore pentru a acționa și aș face rolul în ajutarea firelor de păr. Deci acest produs îl folosesc doar la rădăcina firului de păr, în regulă. Următorul produs pe care îl folosesc, acesta obișnuiesc să-l folosesc cel mai mult la vârfurile părului, deoarece am probleme cu vârfurile despicate. Desigur, probabil cel mai multe femei întâmpină această problemă, iar uleiul de cocos este perfect pentru a ajuta ca firele de păr despicate să își revină și să se refacă. Câteodată îl mai aplic și la rădăcina firelor de păr, însă dacă aplic și alte uleiuri care acționează mai mult la rădăcina firelor de păr, acesta prefer să-l aplic doar la vârfurile lor. În regulă. În continuare, aș dori să vă vorbesc despre tratamentul cu petrol. Pe care, din păcate, nu îl am în prezent aici în Belgia, deoarece nu îl găsesc nicăieri. Însă în România puteți să-l găsiți la Kaufland. Este undeva la un preț până în maxim 20 de lei, dacă țin bine minte. Este un produs foarte bun. O să vedeți că și pe acela scrie ca să-l folosiți, să-l aplicați pe păr și să-l țineți acolo într-un interval de până la 4 ore, de 2 ori pe săptămână. Eu îl aplic la rădăcina firelor de păr, după care îl aplic și pe lungimea acestuia. După care, la rădăcina firelor de păr, mai obișnuiesc să aplic uleiul de ricin și vitamina A uleioasă. Vitamina A uleioasă, cât și uleiul de ricin, îl veți găsi la farmacie. Mai mare recipient decât acesta uleiului de ricin nu am reușit să-l găsesc, însă vitamina A uleioasă este și mai mică, este cam atât. O aplicați doar la rădăcina firelor de păr, iar aceea ar trebui să vă ajungă undeva până la o lună, cam așa. Acestea ajută foarte mult la creșterea firelor de păr. Știu că cel puțin uleiul de ricin, cât și de fapt vitamina uleioasă, sunt foarte sticky, foarte uleioase și este foarte greu de îndepărtat din firele de păr, însă nu este imposibil. Am să vă povestesc mai târziu și despre acestea. Deci toate aceste produse le folosesc pentru 4 ore. Le țin 4 ore pe firele de păr. Să recapitulăm. Pun tratamentul cu petroliu în prima dată. După care pun vitamina A uleioasă și uleiul de ricin doar la rădăcina firelor de păr împreună cu uleiul de măsline. La vârful firelor de păr aplic uleiul de cocos. Le las timp de 4 ore. Eu mi-am făcut așa programul încât să am acest timp. De obicei mi-l spăl marți seara și vineri seara. Deoarece de obicei în weekend sunt plecată și atunci știu că marți și vineri am timpul necesar de a sta 4 ore cu tratamentul pe păr. Chiar înainte cu jumătate de oră de a merge la duș, mai obișnuiesc să folosesc un gălbenuș, doar gălbenușul, nu și albușul din ou. Deci gălbenușul și câteodată îl mai amestec cu puțină, foarte puțină, miere. Le amestec cele două și le aplic doar la rădăcina firului de păr, nu și pe lungimea acestuia. Însă, când mergeți și vă spălați, trebuie să țineți foarte mare cont de căldura apei. Dacă căldura apei este foarte ridicată, atunci oul se va fierbe la voi pe păr și este foarte greu de îndepărtat.
Până îndepărtați oul, vă rog să folosiți puțin apa mai, doar puțin călduță, nu foarte caldă. Iar după ce îl îndepărtați și după prima șamponare, puteți să-l folosiți la temperatura pe care obișnuiți dumneavoastră să folosiți apa. După prima șamponare, obișnuiesc, mai recent am auzit des, oțetul de mere. Obișnuiesc să-l folosesc acesta după prima șamponare și îl aplic pe păr, atât la rădăcină cât și pe lungimea acestuia. Eu mi-am pus câtva oțet de mere amestecat cu apă, să nu uitați, să nu-l puneți doar oțet de mere, deoarece este foarte concentrat și părul vostru va deveni foarte, foarte uscat. Puneți cam atâta oțet de mere și restul apă. Eu l-am pus în acest recipient deoarece mi-este mult mai ușor să-l pulverizez pe păr. Îl folosesc după prima șamponare, după care mă mai șamponez încă de 2 ori, deoarece, cum vă spuneam, este foarte greu să scoți uleiul, însă nu este imposibil. Trebuie să avem grijă, deoarece după uscarea părului, părul trebuie să rămână mătăsos, nu uleios. Nu ne dorim asta, este clar. În regulă, după șamponare, mai folosesc eu folosesc doar la vârful părului, puțin balsam. Îl las câteva minute să acționeze, iar după aceea îl spăl. Am mare, mare grijă și mă străduiesc din tot sufletul că atunci când îmi piaptăn părul, să încerc să-l pieptăn o dată pe zi, doar dimineața, iar în rest am grijă ca să nu mai aibă nevoie de pieptănare. Când îmi pieptăn părul, încep cu vârful firelor de păr. Le descâlcesc, după care încep să pieptăn doar de la rădăcină tot părul. Prima dată vârful de păr le descâlcesc, după care îmi piaptă în tot părul. Aceste tipsuri le-am auzit și le-am învățat pe parcurs. M-a ajutat și doamna care îmi tunde firele de păr și are grijă de părul meu. Pe parcursul anilor mi-a mai oferit câteva sfaturi ca să am grijă de el și acestea sunt de foarte mare ajutor. Trebuie să țineți foarte mare cont de pieptănarea firului de păr, deoarece aceasta este foarte importantă în procesul vostru de creștere și de păstrare a firelor de păr, deoarece acesta ne dorim, să avem și un scalp și curat, firele de păr sănătoase, lungi și cât mai multe, desigur, un volum cât mai mare. În regulă. După uscarea firelor de păr, eu mai obișnuiam să aplic înainte acest ulei. Însă o pompiță este foarte mult pentru mine, deoarece îmi lasă puțin firele de păr uleioase, așa că folosesc o cantitate foarte mică de ulei ca să nu se vadă aspectul de fire despicate. Însă, recent, m-am gândit eu într-o zi, oare nu există un tratament care să mă ajute să refac firele de păr, să nu mai fie despicate. Și am mers aici la farmacie, desigur, cel mai probabil găsim și în România. Acest produs este un produs fabricat în Franța, Furterer, Carité se numește și este un serum reparator. Nu am folosit exagerat de mult acest tratament, am folosit doar aproximativ jumate din el, însă deja se văd rezultatele. Îl recomand cu drag. Eu îl folosesc după ce musc firele de păr, îl aplic pe vârful acestora, însă încerc să-l mai aplic înainte cu o zi sau chiar în dimineața de dinainte să mă spăl pe păr. Îl aplic cam de 2 ori între spălări, deoarece am considerat că așa probabil își face efectul ceva mai bine. Nu știu. Puteți să încercați și voi, iar dacă vă folosește, puteți să-mi lăsați și un comentariu ca să știu dacă ajută și pe alte persoane. Dacă aveți și alte întrebări cu privire la ce am folosit eu până acum sau dacă nu ați înțeles procesul pe care îl folosesc până acum, nu ezitați să-mi lăsați un comentariu. Știu că produsele pe care vi le-am explicat și vi le-am arătat sunt destul de multe și pare destul de greu și poate imposibil pentru unele persoane ca să te ții și să ai grijă ca în fiecare săptămână de 2 ori să-l aplici. Este ca și dimineața când te duci și te speli pe dinți. Devine un obicei. Te gândești și îți faci planul în așa fel încât să poți să aplici acel tratament dacă îți dorești cu adevărat să-ți crească părul. Eu mi-am dorit cu adevărat și din tot sufletul meu, dintotdeauna, să am un păr mai lung și niciodată nu am putut să-l am mai lung de atât. Tot timpul era doar atât, nu se mai întâmpla nimic. Am luat și medicamente, am încercat o grămadă de tratamente, am folosit măști, tot felul de produse, am citit o grămadă pe internet, am ascultat de alte persoane și am folosit nimic, n-a dat roade. Este o perioadă lungă,
care a trebuit să treacă pentru a-mi crește părul așa, a fost aproximativ cam deja 10 luni jumate, plus minus. Însă dacă ai răbdare, orice este posibil în viața asta. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să dai un like, subscribe și îți mulțumesc pentru vizionare și ne întâlnim data viitoare. La revedere!